Dar e drum public. Dar, până la urmă, jumate din țară trece pe acolo. Nu e, practic, ei ne-au distrus drumul. Ceilalți, nu noi din Slatina. Așa că te înțelesești cu Emil ca să pună presiune pe domnul ministru sau cum? Domn președinte, o să răspund din, să zic, tot ce rămâne la finalul PNDL-ului anul acesta, cred că o să reușim să luăm de la Ministerul Dezvoltării, cel puțin noi la nivel de hârtii suntem bine, o să reușim să luăm cei 16 milioane pentru varianta Oituz. Toată strada, tot tronsonul de la intrare în Slatina până la ieșire costă undeva la 45 de milioane, sunt banii de investiții ai Slatinei pe 2 ani de zile. Cine a făcut studiul ăsta de fizabilitate și cum s-a ajuns la prețul ăsta? Că mi se pare wow. Nu știu să vă spun, dar gândiți-vă că atâția bani sunt. 16 milioane înseamnă consolidarea Oituzului. Acolo avem nevoie de consolidare. Dacă turnăm un strat de asfalt, va fi la fel. Lucrarea este foarte complexă. Adică turnăm un strat de asfalt, în două luni de zile, la fel va ajunge. Sunt niște izvoare acolo, am înțeles. Da. Chiar am înțeles doamne care nu dacă nu puteau bani ăștia, n-ați putea să o închideți, așa. Sunt niște izvoare care trebuie colectate, ce vorba de... Adică poate de distanța, minumele de sumă, de autostradă, sigur că, de pectel. Da, sigur. Cam așa trebuie. Nu, dar rezolvarea e tot centra ocuritoare până la urmă, asta e rezolvarea. Tot cu drumul excursion, asta e rezolvarea până la urmă, finală. Pentru că chiar dacă se face drumul ăla, în momentul în care circulă toate mașinile de mare capacitate, se distruge automat, se distruge, nu va exista niciodată. Deci trebuie să... Dar eu sunt optimist, din punctul ăsta de vedere sunt optimist, pentru că discut mereu cu ministrul transporturilor, vreau să spun că chiar sunt prieten cu Felix Troie, dar nu facem autostrada de stămâni, când facem numai inspecții de mai prieteni. Și chiar discut mereu pe această temă și lucrurile sunt în regulă.